Turneile de Grand Slam nu se compară cu niciun alt turneu WTA. Acest lucru a fost dovedit și de rezultatele înregistrate de Patricia Țic, Sorana Cârstea și Monica Niculescu, jucătoare care la alte turnee au învins tenismene de top. Fiecare are o încărcătură emoțională. În momentul când joci turnee de alt nivel, altfel te comporți. Când joci la Roland Garros, Wimbledon sau alte turnee de Grand Slam, e foarte greu să-ți ții și îți dorești foarte mult să faci o surpriză, având în vedere că toată lumea așteaptă surprize de astea cu ecou. Uitați-vă și acum, Cerber a pierdut și altele jucătoare care nu ar fi trebuit să piardă din primul tur. Deci astea sunt turneile de Grand Slam unde foarte mulți sportivi din top au clacat. Câștigători de turnee de Grand Slam sunt puțini. Pentru a intra în acest club select, trebuie să ai valoare, să fii în cea mai bună formă la momentul competiției și să ai și un dram de noroc.